un pic situația asta în gală cu Lorena, parcă și pe mine m-a șocat. M-a șocat și pe mine. Dai seama. Eu în ultimul timp m-am apropiat de Lorena, da? Și ea de mine, da. Și, nu știu, au fost printre singurele fete care cât de cât a fost imparțială și nu m-a mai luat apărarea. M-am simțit prost în momentul în care m-au zis că pleacă ea. A văzut că ai plâns, da? Da, da, și, nu știu, și uitându-mă la ei, știi? Pentru da, că ei acum că erau fost... mai... Era foarte bine, da, asta e. Mă, nu vine să cred ce s-a întâmplat. Nu vine să cred. Jur că era acolo în față cu patru. Făceam semn, stai niște că... Am văzut, imposibil, mai pleca unul, stai niște că nu se pune. Mai pleca unul. Și, bă, nu-mi spune ultima clipă, când o strigat doamna Andreea Lorena, zice, ce, pleacă? Am dat așa la secundă, te ridica și e gata, nu, eu nu pot să... Dar nu, bă, frate, rostul, tu... Mă, așa eram cu ea, omule, de... Jur că mă completa perfect, jur, Radu, dacă nu mă completa perfect. Da, e de la Zuzu, pe la oricum era. Da. Păi și nu am înțeles pe domnul, vrea să fie votat sau nu? Nici el nu știe ce vrea să facă. Știi care, ce mă disperă pe mine? Eu, dacă sunt tristă și supărată pe un motiv, eu nu am... Eu nu stau să dau cu hate în ceilalți sau să pun oamenii într-o lumină proastă sau să, cum a început el acum cu mine, că te-a învățat bine, că ai dorință, că nu știu ce. Păi vrei să mă ataci și vrei să zici totodată când că a zis suferi? De dorință, a zis păi că stai puțin. Nu mai contează nimic. Că am întrebat eu dacă după o interacțiune, dacă nu îi se pare prea devreme lui Robert ca tu să-i spui că îl aștept și el a zis când există dorință, nu mai contează. Da, nu cred, la... sincer, că a fost o ironie sau ba, da. Am neartă-mă de muscă. Radu, nu mai veni pe aici. Robert. Nu, Radu-i musca. Dorința? O muscă. Radu-i dorința. A spus Laurențiu de dorință. Da, dar a zis-o, nu mi s-a părut ironic. A fost ironic? Da. Da. Uite ce face Radu, după ce m-a votat în gală. Ce bântuie. Ei, nu-i spune așa. Îți place cum stă în albastru? Da, pilița este clară. Dar te-ai luat sau? Nu. Special pentru asta? Nu, așa mi-a plăcut mie cum e. Nu vei pe ți-a ieșit. Da, lasă. Înseamnă că ești îndrăgostită. Nu știu ce înseamnă, sincer. Ia uite acolo un schelet pe plantă. Da, lol. Mor. A rămas de la Halloween. Ce vrut e? Ia eu, asta. Ia. Când tu mi-aduci salată de vinete și eu îți dau schelet. E preferata oricum, mea. Sper să-ți placă. Îmi place salata de vinete, pate. Oricum, data viitoare o să iau mai multă. Dar nu neapărat, că era destul dacă nu dădeai la alții. Acum, na, acum fetele au văzut. Au văzut. Vor, deci o să mă împart cu fetele. Deci, pentru mama o să-mi fac mai multă. Nu, bai. Dar e aici foarte bună, o să-ți placă. Mă împart cu drag. Cu drag o să mă împart. Nu, na, la toate mi-e poftă, îți dai seama. De mâncare de casă, știi, chestii de casă. Ai chiar foarte bine, am mâncat foarte multe, de-aia și rămas așa puțin. Cum ai luat apărarea? Tu încă iei apărarea? Tu încă iei apărarea? Dar de ce să vorbească urât de el? Doar zic și eu. Dar ce, musca e un... De el cum o insectă urât? Da, dar nu e o muscă. Ai văzut că el e îmbrăcat în alb, acolo luminează tot și da, musca. Iarcă, da. Musca e neagră. El și Sfântul Petru. Vă rog frumos. Sunt slabă, dacă ți-a luat și el ți-a apărarea... Ce, el nu-mi ia apărarea? Unde? Acolo, la băieți. Nu-mi ia? Nu știu. Tu zici mereu că nu ți-a apărarea, nu ți-a apărarea. Nu, dar zic în discuții, dacă un băiat, de exemplu... Ei, nu prea ți-a apărarea. Nu, dar zic acolo la ei, dacă mă tratează ironic un băiat, nu cred că nu zice nimic. Păi ce-ar mai fi să nu zică? Râde. Da, poate, da. De uite, de exemplu, live-uri, ți-a apărarea? Nu, în discuțiile cu asta, tine... Dar... În discuțiile, eu zic dacă el stă acolo cu băieții, zic. Da, da, asta și băieții, e nu știu, spun că eu sunt masa asta. Asta ar face oricine, Cristina. Să prins părul. Chiar asta. Dacă n-ai avea o legătură cu el, oricine ți-ar lua apărarea. Dar n-am legătură. Ci? Da. Ai de gând să te îndrepți către Adelin? Știi, tot așa este. Nu pot că a plecat Mihaela. Mi-am adus aminte că a plecat. Da, crezi că Mihaela și... Păi a zis la băieți. Nu, s-a cerut la Adelin. La Adelin? Mama. De fapt a zis în casa pe pot să merg în casa băieților, dar să stau de vorbă cu Adelina. Da. Acum, șoc. No. Și tu când te-am întrebat, tu, în afară ce job ai,
Cu ce te ocupi? Eu înainte să vin aici am lucrat la un hotel la recepție. Da. Fai. Un an jumate am lucrat acolo. Înainte am lucrat ca și facturistă. Am avut mai multe joburi, resurse umane, gen cu angajații. Nu e atât de simplu să lucrez cu oameni. Da, e greu să lucrezi. Multă răbdare. Trebuie să ai multă paciență, să fii foarte... Cum să zic asta? Da, paciență, da. Da, cu atenție, stai pe ei, să nu te uiți urât la ei. Și eu, când în primul lucru al meu, acolo cu oameni am lucrat foarte mult. Trebuie să fii foarte amabil și să... Foarte. Da, să știi să gestionezi orice situație, că de multe ori, nu știu... Sunt oameni foarte, foarte grei de stat cu ei. Ce vrei să facem săptămâna asta? Da, avem de ales. Să stăm în grădina băieților, să stăm la masă. Păi să nu, stăm... hai să facem cumva. Să știi că am făcut cafea, vrei? Că eu aș vrea. Hai, îți pun puțin. Merg cu tine. Nu știu, eu nu-l văd pe Robert să cicatrizeze, adică el e ok. Și-l vedem noi, da. Ai cum să știi tu ce e în sufletul lui? Păi, avem zic ce văd eu din exterior. Toate la timpul lor. Nu trebuie, de ce să-ți grăbească? Dacă e să fie bine, dacă nu e să fie iar bine. V-am zis eu, mâine tot la fel mă cheamă. Așa. Tu faci cafea foarte bună. Aparatul o faci. Nu, adică gen cantitățile de zahăr, de lapte și tot. Uite, ia zahărul de acolo. Din dreapta. Aici, nu? Nu. Da. La voi e diferit aici. M-am întors la Lorena, am luat-o așa de mână și când am plecat am zis că pe mine m-au pierdut. La modul nu mă așteptam o secundă ca eu să mă întorc. Dar așa e că te așteptai ca să vină Lorena înapoi. Da, adică eu toată eram... Toată lumea așa era... Lejer, da, și ea era acolo, zâmbea. Ea nu adică era. Nu era teamă deloc o să... Unde tu? Era ea chiar nu a avut. Da, asta zic, nu era. Tot a avut că se întoarce înapoi. Nu era. Ea a avut, după aceea a început să plângă. Ascultă-mă puțin, Laurențiu îi spunea ei de pe scaun că stai liniștită că nu o să ieși, stai liniștită că da, nu o să ieși. Da, asta zic. Iar ea îi spunea, ba da. M-am uitat la tine la un moment dat, te-ai abținut, n-ai plâns. Te-ai ținut tare? Sau cred că n-ai realizat că pleacă? Mă, n-am realizat, frate, n-am putut, n-am putut nici să o strâng, nici să... Nu venea să cred că e posibil să plece. Că, uite, cum a zis Bianca, într-adevăr, aici nu suntem la pușcărie, nu suntem închizi, ne chinuim, ne bate nimeni, dar e chestia că vii, vezi pe fiecare că vine pentru fiecare aici și te simțeai mândru că veneai și tu pentru ea. Bă, la așa sensibil n-a fost în viața mea. Am văzut ieri un promo, gen, cum venim noi, intrăm la dans. M-am venit plânsul, mă, frate, să vin luni, să nu fie acolo, să nu vină coalele ei. Jur, frate, jur. Și dai seama că și pentru ea nu, adică nici ea nu s-a așteptat 100%, cum spuneai tu, că ea zicea că da. Cert este că îi pare foarte rău. Nu s-a așteptat o secundă la asta. Da, pe liniște și înțelegere până când. Și asta mă bucură. Deci poza ta cu urși a făcut furori. Da? Dar ce artistică? Zic, dacă știau și băieții, la tine, la mine, fetele, n-am văzut, n-am arătat la nimeni. Ei, au văzut, i-am pus-o și pe fundal. Păi și eu, dar nimeni nu s-a uitat la mine în telefon. Nu? Și da. S-ar fi dorit să rămână să continue cu Laurent. Da, dar uite, de exemplu, dacă oricare fată de aici din casă avea aceleași cumva încălcări de regulament, cumva și noi eram împotrivă, băi, nu-i corect. Asta clar, e? Asta clar, adică... dar nu pune nimeni, adică eu n-am pus niciodată, nu știu cum să zic, sincer, în seara în care ea a donat, ea nu era cu mine, pentru că mai erau momente în care ea voia să doneze și puneam stop și spuneam Lorena nu, da. Pentru că încalci regulamentul. Da. Tu după ce te întorci în Spania o să lucrezi în același loc sau te gândești să te reorientezi spre altceva? Adevărul că gândul meu e să pot să mă bag în locul meu de muncă asta de primărie, știi? Uh-huh. Dar e foarte greu să intru, dar dacă prinde locul acolo, va fi perfect pentru mine, că de luni până vineri, dar dimineața, e o calitate a vieții foarte frumoasă, știi? Și după aceea la cluburi, ce să zic... Dar ții foarte mult așa, ca în weekend să ai timpul tău liber cu familia, să mie poți îmi place să... foarte mult să am timp... Ai timp pentru tine. Da.
Îmi place să ies foarte mult afară, să mă duc cu prieteni, cu familia, să facem o grămadă de lucruri, știi? Uh-huh. De-aia, eu, într-o muncă de aviator, mi-aș place să am sâmbătă și duminica liber. Aproape, e ceva fain, știi? Ești cu prietena, cu, știi? Da, așa, aveam și eu job înainte de luni până vineri și, na, da, aici la recepție era mai încărcat da, programul, da. Și eu când lucram pe ore, lucram și dimineața și după amiaza și seara și în weekend și asta, era ceva nasor, știi, că nu puteai nici să faci planuri pentru ceva. Dacă toată mă gândeam și eu, ce zi astăzi, nu mai știam. Da. Ce efectiv. Da, așa, cu weekendul liber, poate faci planuri, te duci, ieși pe undeva, ieși. Ți se place să te duci și ieși așa în afară, în weekend, să petreci un weekend cu familia, cu prieteni? Da. Mi-s că mi se pare ciudat să stăm aici. De ce? Nu știu. Păi unde vrei să stăm? Nu, zic, mi se pare ciudat, zic, confront la cum am stat și acum stăm așa.